Pacea Domnului Iisus, dragii mei, în seara aceasta răspund la următoarea întrebare. Am un verset pe care nu-l înțeleg și anume Matei 5:19. Dacă sunteți amabil, să mi-l explicați. Fiți binecuvântat de Domnul. Eu am ajuns acum în orașul Leverkusen și mâine voi preda un seminar în orașul Essen, aici în Germania, și apoi vineri și sâmbătă voi preda la Leverkusen. Sunt pentru prima dată aici, mă bucur tare mult pentru biserica baptistă de aici, mă bucur pentru familia în care m-am oprit și iată, fratele Leonard a trecut printr-o mare minune, Dumnezeu l-a vindecat de cel mai agresiv posibil cancer, zice, un om dintr-un milion se vindecă. Voi face un film despre Leverkusen și numai decât voi pune acolo mărturia fratelui Leonard, s-o auziți și dumneavoastră. Dar acum haideți să răspund la întrebare. Versetul acesta, Matei 5:19, spune așa: așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Acum, ca să înțelegem pasajul, este important să-l punem în contextul lui. Și iată, tot paragraful este, deci textul ăsta îl găsim în vestita predică de pe muntea Domnului nostru Iisus Hristos și este în versetele de la 17 la 20. Și Domnul Iisus vorbește așa aici: să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Domnul Iisus Hristos era învinuit de către farisei, de către cărturari, de către preoții, era învinuit că el strică legea Vechiului Testament, adică procedează sau învață împotriva legii Vechiului Testament, împotriva legii lui Moise. Și Domnul Iisus aici face o afirmație, începe cu afirmație, el le spune oamenilor să nu credeți că eu am venit să stric, eu am venit să împlinesc. Și ei nu înțelegeau cum împlinește dacă el merge cam contrar, acționează. Iată, mai ales vedeți că ați văzut de multe ori Domnul Iisus parcă în mod intenționat făcea lucrurile în ziua sabatului și asta îi stârnea grozav pe ei. Foarte supărați erau pe el că calcă ziua sabatului. Dar, iată, Domnul Iisus mai departe explică: căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă. Ce înseamnă o iotă? Iota este cea mai mică literă din alfabetul ebraic și este așa ca o virgulă mică. Zice, nu va trece cerul și pământul, câtă vreme nu va trece și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Deci tot ce este scris în Vechiul Testament, acolo el zice, n-am venit să stric legea sau prorocii, el se referă la tot ce este scris în Vechiul Testament. Iată, Biblia dumneavoastră, țineți tot ce este în Vechiul Testament, evreii numeau legea și prorocii. Domnul Iisus zice, n-am venit să stric, ci să împlinesc, și zice, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că le zice lor acum: oricine din voi va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Cine erau cei care învățau greșit? Cărturarii și fariseii. Cei care se pretindeau, ei pretindeau că împlinesc cu cea mai mare strictețe tot ce este scris în Vechiul Testament, de fapt ăștia erau oamenii care stricau legea. Deci iată, oamenii credeau că Iisus nu păzește, fariseii credeau și îl învinuiau pe Iisus despre aceasta, dar tocmai ei erau cei care nu împlineau. Pentru că iată, de exemplu, cu legea aceasta a sabatului. Deci așa, Vechiul Testament învață că trebuie să respecti ziua sabatului. Însă Domnul Iisus parcă în mod intenționat călca ziua aceasta, făcea lucrări mari, lucrări mărețe, făcea în ziua aceea. De exemplu, vă amintiți atunci când a intrat în
suntem în sinagogă și acolo era un om bolnav. Și Domnul Iisus l-a vindecat în ziua săbatului. Și ăștia s-au înfuriat, au turbat acolo de mânie, pentru că Domnul Iisus l-a vindecat. Și Domnul Iisus le-a zis, când ei veneau și spuneau, Domnul Iisus le atragea atenția. El spunea, eu sunt domn al sabatului. Sabatul a fost făcut pentru om, eu sunt domn al sabatului. Sabatul fiind odihnă, el zice, eu sunt domn al sabatului, eu sunt odihnă, eu sunt cel care dau odihnă. Și așa el arăta că toate sabatele astea din Vechiul Testament, ele indicau la el, la Domnul nostru Iisus Hristos. Știți, eu mă uit și în ultima vreme, așa, mai ales pe TikTok, cei care mă urmăresc pe TikTok, ați văzut că acolo, cred că 9 din 10 comentarii care sunt acum, sunt de la oameni care sară în apărarea sabatului și mă învinuiesc de toate relele că eu nu aș propovădui sabatul așa cum este el scris în Biblie. Ei, uite, exact așa și se întâmpla și atunci. Oamenii făceau din sabat centrul religiilor. Tot era în jurul sabatului. Și Domnul Iisus le spunea, eu sunt domn al sabatului. El zicea, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. El arăta că, de fapt, odihna adevărată, odihna aceasta pe care o prea umbrea sabatul, era în el. El zice, eu am venit să împlinesc legea și prorocii. Păi legea și prorocii vorbeau despre odihnă, să ții ziua de sabat și Biblia spune că asta era umbra lucrurilor viitoare, ceea ce indica la odihna adevărată. Și odihna adevărată este numai în Domnul Iisus Hristos. El a venit să împlinească aceasta. Oamenii însă care l-au respins pe el, au respins în felul acesta și legea, pentru că ei nu cred legea aceea care ei se bat în piept, că numai ei o împlinesc și numai ei o știu, dar de fapt ei sunt cei care o resping legea aceasta și nu o primesc. Și iată zice că ei... Domnul Iisus zice, cine va strica una din cele, dar cum o strici atunci când nu o accepți în toată plinătatea lui, când e numai o parte din Scripturi și nu e tot tabel, nu, tot ansamblu, tot ce învață Scriptura. Când nu e într-un aspect, într-un subiect, la un subiect, la o întrebare, ceva, nu e tot ce învață Scriptura, dar e numai o parte care îți convine ție. Și nu accepți restul părților și încerci să faci filozofie în fel și chip. Iată, mă uit la oamenii ăștia care scriu acolo la comentarii. Eu le arăt versetul de la Coloseni, capitolul 2:16, unde spune că sabatul este umbra lucrurilor viitoare. Și apoi le arăt unde spune că Domnul Iisus a zis că odihna adevărată este în el. El este cel care dă odihnă. Să vină la el toți cei trudiți împovărați și vor primi odihna adevărată. Ei, nu. Oamenii încep a face filozofii. Nu, că este sabat de cel, sabat de celălalt, sabat l-au împărțit sabatul, tăiat în 7 bucăți, nu știu cum acolo, și-l fac numai pentru a nu accepta ceea ce este scris. Ei, iată, la astfel de lucruri se referă aici, spune că este extrem de periculos. Pentru că cel care face așa, zice, va fi chemat cel mai mic. O cea mai mică o nesocotește, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerului. Și apoi mai mult el spune că oamenii, dacă ei nu împlinesc tot ce scrie Sfânta Scriptură, ei nu pot ajunge la această neprihănire care întrece pe neprihănirea cărturarilor și a fariseilor. Neprihănirea lui Dumnezeu. Omul nu poate ajunge. Dacă omul nu împlinește, nu primește tot ce spune Scriptura și nu împlinește tot ce spune Scriptura, dar tot ce spune Scriptura Vechiului Testament țintește la Domnul Iisus, indică spre Domnul Iisus, se împlinește în Domnul Iisus Hristos. Și dacă oamenii nu acceptă aceasta, atunci zice, cu niciun chip nu pot intra în împărăția cerurilor. Vedeți, e foarte periculos. Deci dacă nu accept toată învățătura Sfintelor Scripturi, atunci nu pot intra în împărăția cerurilor. Nu pot avea parte de ea. Sau invers, zice, cei care nesocotesc, iată, da, eu nu știu la ce v-ați mai referit dumneavoastră, că aici spune că vor fi mari în împărăția și vor fi chemați mic în împărăția cerurilor. Da, nu vor fi toți deopotrivă în împărăția cerurilor. Nu știu cum unii oameni și închipui că în împărăția cerurilor este cum mitul ăsta, utopia asta a comuniștilor. Comuniștii învățau că, uite, așa o lume zidesc ei, care va fi, toți vor trăi egal, toți absolut vor trăi egal în lumea aceea. Nu, așa oamenii și închipui că va fi în împărăția cerurilor. Nu. În împărăția cerurilor vor fi foarte diferite pozițiile oamenilor, răsplata o vor primi oamenii diferite. Și iată, spune aici, în dependență și de felul cum am împăzit cuvântul lui Dumnezeu și cum i-am învățat pe alți oameni cuvântul lui Dumnezeu, așa ne va fi și poziția acolo. Iar cei care nu ajung la neprihănirea aceasta a lui Dumnezeu, pe care o dă Dumnezeu prin credință în Domnul Iisus Hristos, oamenii aceștia nu vor intra în împărăția cerurilor. De aceea, dragii mei, cercetați Scripturile, primiți tot ceea ce este scris în Scripturi, pentru ca să putem avea parte de intrare în împărăția cerurilor și vrem și noi să fim mari acolo, vrem să avem o poziție bună, vrem să o avem acolo în împărăția cerurilor.
Așa că vă îndemn să studiați în profunzime Sfintele Scripturi. Dacă nu știți cum să studiați, învățați. Veniți, învățați cu noi. Tare mult vă recomand cursurile acestea pe care le predăm aici, despre care vă vorbesc continuu. Apoi, nu treceți peste ceea ce nu înțelegeți în Scripturi. Când sunt anumite lucruri care nu le înțelegeți, insistați asupra lor până le înțelegeți de plin. Pentru că dacă lași lacune de astea, lași lucruri neînțelese, atunci te deprinzi cu asta, te deprinzi să înțelegi superficial Biblia și să nu știi, să nu o poți aplica așa cum este scris. Deci insistă să vezi tot ce spune Sfânta Scriptură, și, dar în același timp acceptă că mintea ta este limitată și sunt anumite locuri unde nu mai putem intra, nu mai putem înțelege prea mult. Iată, în zilele următoare o să vorbesc despre, o să răspund la întrebarea dacă Iisus Hristos a suferit ca Dumnezeu sau ca om. Și o să vorbesc mai mult despre subiectul ăsta, că noi suntem limitați în înțelegere, dar atât cât putem să înțelegem, să căutăm să înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu și acolo unde Cuvântul lui Dumnezeu nu ne mai dă răspunsul. Ne limităm cu răspunsul pe care îl primim de la Dumnezeu, credem răspunsul acesta și rămânem cu el. Tare mult vă sfătuiesc să începeți a studia cu întreaga familie. Studiați cu copiii dumneavoastră Biblia, stabiliți rânduiala asta, puneți rânduiala asta în casă. Vreau să vă zic că este cel mai important și cel mai prețios lucru pe care am putut să-l facem noi cu soția pentru copiii noștri. Noi i-am învățat pe copiii noștri Sfintele Scripturi, am făcut studiu biblic cu ei în fiecare seară, după cine am stat și am studiat, am discutat și asta este cea mai mare avere, cea mai mare bogăție, cea mai bună și înțeleaptă investiție care am putut să o facem în ei și așa de mult ne bucurăm că ei acum fac tot așa cu copilașii lor. Așa vă îndemn și pe dumneavoastră să faceți și numai decât luați și învățați pe copii din Sfintele Scripturi ca să-L cunoască pe Dumnezeu și să-L urmeze pe Dumnezeu. Așa să vă ajute Domnul. Și nu vă lăsați înșelați de erezii și de eretici care se consideră că sunt ei cei mai neprehăniți, dar care nesocotesc Sfânta Scriptură, tot ce nu se încadrează în teologia lor, dau la o parte, aruncă la o parte. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ajute. Pace multă!